Bombă! Ne-am ales cea mai bună zi să venim cu placa. Uite cât de norat afară, a început să și picure, fix acum. Inițial am vrut să mergem pe mare, dar sunt valuri. L-am lăsat pe fărul acolo, primul să spargă gheața. Să vedem cum se descurcă, dacă mai ține minte ceva de anul trecut. Și dacă nu începe ploaie de aia prea nasoală, că uite ce norice sunt în spate acolo, mă mai dau și eu, dacă nu, măcar am băgat placa la apă pe anul ăsta. Bă, dar ce zi ne-am ales? Puteam, bă, nu ne-am ambiționat noi să mergem ieri sau alaltăieri. Am venit fix cât de vremea cea mai nasoală. A, mă, uite-l pe al meu, s-a ridicat direct în picioare, dar a trecut o barcă și a făcut niște vale. Bine pe prognoză, arată că plouă, arată că bate vântul mai tare, dar de pe la 1, dar se pare că în prognoza asta nu trebuie să mai ai încredere absolut deloc. Bă, o să ne facem pofta pe ziua de azi, nu o să ne dăm cum trebuie, dar o să ne facem pofta, o să facem niște videouri, o să facem și ceva pe Instagram acolo, că am luat camera 360 cu mine, facem și vlog, bifăm un pic astăzi, așa, un jumătate de bifă facem. Aude cum vine Aquaman. Cum a fost Aquaman? E frig? E frig rău? Semipareză te-ai dat pe partea stângă. Nu știu cum e în apă, dar mie mi s-a făcut frig aici pe uscat. Hai, mă dau și eu un pic și mergem. Am ales cea mai bună zi. Aoleu, a venit rândul meu. Ia să vezi ce frig e acum. Până nu obis. Mamă, chiar că alunecă treapta asta ultima. Ci că nu-i rece. Nu știi cum trebuie aici, trebuie să sar. Ce? E, na, te căzut o să cad odată, dar pot să merg să o țin safe, dar vreau să mă și dau. Prima căzătură, rupe fâșul. Placa n-ai oprit-o, nu? Oricum trebuie să am grijă să nu scap și camera, că am zis și camera asta să iau ceva, să o țină la suprafață și n-am luat, trebuie să o țin eu bine să nu scap. Telecomanda asta măcar plutește. Avem spectatori. Nu e foarte rece apa, dar o să fie rece după ce mă ud și o să mă dau din nou. Hai să-mi taci în placa. Aprinde telecomanda. Ești mai uitat de anul trecut, dar be gentle with me. Mai și plouă. Aia e prima căzătură. O să vină foarte, foarte curând. Hai! Bate și vântul din față! Hai, Adi, hai! We have a lift off.
Mai încet. Gata, am făcut botezul, ne-am obișnuit cu temperatura apei. Acum trebuie să-mi readuc aminte cum trebuie să merg pe placa asta. Gata, s-a desfundat și urechea. E greu să-mi văd. Am pe de mâini ocupate. Hai că mai încerc un pic cu camera, după aia mă duc să las camera ca să pot să mă concentrez pe dat. Și poate săptămâna viitoare avem mai mult lună cu vremea. Sau măcar mâine, cine știe, poate mâine. E greu. E greu să și filmezi în același timp. Mergem să lăsăm camera și ne vedem după. Vă anunț eu cum am dat. Ne-am întors acasă. Am luat gașca lui Pov. Ce drăguțe sunteți toate trei. Dar și tati e bine. Și tati e bine? Da. Foarte bine, am fost lăudat. Mergem să băgăm și o plăjică scurtă. Sper să fie scurtă, pentru că altfel fetele nu o să fie gata să ieșim diseară. Avem program de părinți. Mergem din nou la Crama Rasova, cântă doamna Loredana. Dar nu ne interesează foarte tare cine cântă. Mergem să stăm împreună și să ne distrăm. Fără ăștia mici. Hai să vedem cât de tare mai bate vântul pe plajă, că cerul arată mult mai bine față de cum arăta când ne-am dat noi cu placa. Of, ce zi am ales, ce moment al zilei. Dar măcar ne-am făcut tamblaua. E frumos e când se ajunge la plajă și trimite pachet mama soacră un șuberec. Stați, că avem și Ayran. A trimis cu Ayran, dar nu pot să beau Ayran că mi-am luat bere și vrei să explodez. Mamă. Mergem și berecuș cu bere. Bun. Mai venim. Hai că am prins vreo 2 ore de soare astăzi. A venit iar de tainorul, iar picură. Am plecat la fix de la plajă. Desculți. Niște adidași foarte frumoși, dar foarte incomozi. Trebuie să-mi iau 2 mări mai mari, cred că, ca să mă simt bine în ei. Așa că am preferat să plec cu ei în mână. Mergem acasă, împărțim copiii la bunici, ne pregătim și direct la cramă. Am ajuns odată cu ploaia, sperăm să ne ocolească mare nebunie ce vine dincolo, dinspre București. Cine pumnică dacă nu ne retragem în mașină și dăm spre Vama Veche. Cu bubuiala în spate vă zic că a început să plouă, s-a ascuns toată lumea pe la căsuțele alea pe acolo. Eu m-am băgat sub copaci, să sperăm că e trecător și nu se face mocirlă pe jos. Hai că am găsit loc bun acolo în cramă, s-a băut o sticlă de vin, s-a oprit ploaia între timp, ne întoarce la petrecere. Am avut un start bun acolo așa până s-a oprit ploaia, n-a plouat foarte mult, dar încă n-arată prea bine cerul. Sperăm să nu mai plouă.